Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La începutul săptămânii am fost în stradă, aici în București, pe antiaeriană, acolo unde oamenii protestează zilnic prin blocarea unei străzi. După emisiunea noastră, primăria a venit și a vopsit ceva mai bine trecerea de pietoni, dar cam atât, o picătură într-un pahar cu apă. Cineva le-a zis că o să le pună și semafor acolo cu buton, n-a venit nimeni. De atunci, în București a mai avut loc un accident pe o trecere de pietoni prosemnalizată și aia și un alt protest s-a născut prin blocarea unei străzi. La fel s-a întâmplat în ultimele 48 de ore la Satul Mare, Pitești și Sibiu, accidente, nu proteste, accidente pe trecerea de pietoni. Vorbim de marcaje proaste, lipsă de semnalizare, de neatenție, dar trebuie să vorbim și de noi astăzi, pentru că acest cancer s-ar putea să fie mai adânc. Fiți atenți un pic. Azi, procurorii au reținut 9 persoane care fac parte dintr-o rețea care dă permise pe șpagă sau le ia. De fapt, este vorba de o suspiciune care vizează peste 50 de persoane. Rețeaua funcționa simplu. Un instructor auto racola candidații, pregătea și punea în legătură cu un sufleur. Da, ați auzit bine. Acesta le monta tehnologie, o cameră cu care vedea ecranul calculatorului și o cască în care le sufla răspunsurile. Metoda pare că a funcționat măcar vreme de 4 ani. Și cel puțin unul dintre cei care a luat carnetul este analfabet. El a fost invitat de polițiști să citească mandatul de aducere și nu a putut face asta. Despre relevanța acestui lucru o să vorbim separat. Este cel puțin al treilea caz de fraudă majoră care apare în fața opiniei publice. Sunt celebre cele de la Argeș, cu permisul de Argeș, unde funcționa o fabrică de permise, dar și cel de la Suceava, unde polițiști, instructori auto și candidați au pus mână de la mână ca să ia permise. Țineți minte că acolo s-au ridicat găleți cu bani, la propriu. În cazul în care vorbim astăzi, poliția spune că șpăgile ajungeau până la 7500 de euro și asta vă invit și pe voi să faceți mai departe. Să spuneți cât, unde se mai dă și de ce această societate nu are frică? În primul rând de lege și apoi mai ales de moarte. Ce e greșit în poporul ăsta de nu are niciun fel de empatie, dar și frică de ce ar putea genera? Cum să facem noi să rezolvăm această problemă? Nu e zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu încălcăm o regulă. Mă uitam și la imaginile de ieri din Pasajul Unirii, de aici de la București, unde nimeni sau mai nimeni nu a sărit în ajutorul oamenilor cărora le ardea mașina. Cerem foarte multe de la autorități, dar în acest caz al traficului avem o combinație de stat rânce, drumuri proaste și o nevoie de scurtături a multora din popor. Să dai 7500 de euro ca să mergi cu mașina și să omori pe cineva nu e cel mai bun târg din lume. Dar o să spuneți voi cum stau lucrurile. 0372069599. Câtă șpagă se mai dă pentru un permis de conducere? Când ați spus ultima oară ăsta de unde și-a luat carnetul? Adică situația aia în care ați fost aproape de moarte? Și până la urmă, ce-i greșit în România asta de până la urmă? Nu rezolvăm situația asta, nu reușim. Asta vine de la noi, nu de la autorități. 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook, mă uit și pe mesaje. Cred că e vorba să începem, că avem sute de telefoane. Nu știu cum o să facem astăzi. Mihai, salut, de unde ne suni? Bună ziua! Vă sunt din Galați. Întâmplarea face că, e adevărat, cu mult timp am fost și instructor auto și responsabil unei școli de șofer. Ce vreau să zic este că eu am rămas oarecum surprins de ce aud, de faptul că se poate obține de permis de conducere în asemenea condiții, având în vedere că la momentul la care, e adevărat, sunt mulți ani de atunci, făceam instructorat și participam, evident, la examenele de conducere, nu prea aveam tupeu măcar să vorbesc cu un ofițer examinator, să-i propun ceva de genul. Știi, ajută-mă cu. Păi de ce? Am făcut școală de șoferi inclusiv cu fosta mea soție și a dat examen pe bune și ea. Deci te miră că se întâmplă asta în România? Adică era un loc și un timp în care nu se dădea șpagă?
cel puțin în perioada aceea, vorbesc de anii 2000-2000 și, nu prea ajungea, erau povești, toată lumea spunea, practic, și n-am participat și n-am avut, deși aveam în subordine 7-8 instructori la momentul ăla, dar nici unul n-a venit să-mi zic că, știi, uite așa că e domnul nu știu care. Nu. Nu s-a întâmplat. Iar noi, ca instructor, la vremea aia, nu știu cum se întâmplă în momentul de față. Dar din poliție... Este foarte serioase. Din poliție sau de la examinator nu se cerea șpagă? Nu? Nimic? Totul era de o curățenie desăvârșită? Mă rog, în propriu zi șpagă, în sensul că organizam un fel de protocol de genul, că existau, nu mai existau ca acum automate de cafea. Și... Yeah. Adică aveam pregătit o cafea, o apă minerală, un suc, o chestie de genul ăsta. Nu... Domnule, niciodată în cariera ta, Mihai, n-a venit un polițist sau un examinator de acolo să zică, bă, Mihai, hai să facem cu băiatul ăsta ceva, să orice, sau un candidat să fi propus, domnul Mihai. A, bine, candidații veneau pentru că aveau poveștile astea pe care le aflau și ei de la alții, probabil, posibil candidați, care, probabil din fericire, au luat examenul și au dat și bani cuiva, dar nu știu dacă s-a datorat acea, pentru că au fost și care au dat și n-au luat. Chiar la vremurile, le auzeam, bă, am dat, dar uite, bă, că știi, s-a întâmplat aia și am picat. Eu vorbe, am auzit vorbe, spun. N-am avut ceva fizic, palpabil, în mână să zic, bă, știi, mi-a dat ăla, pe vremea aia nu erau euro, $200 sau de mărci să fac nu știu ce. Da. Nu, erau propuneri, veneau într-adevăr unii și spuneau, doamne, hai să aranjăm, știți că soția mea e motivă și facem și legem. Și ce le spune? Mai facem 2-3 ore în plus. Să-i treacă, doamne, emoțiile, traseu, da. O... Și atât. Bine, îți mulțumesc. Spune lumea așa, la Suceava s-au ridicat găleți de bani, dar nu s-a rezolvat nimic. În date, îi vedem liberi și mai rău angajați înapoi pe același post. Da, asta cu angajați înapoi pe același post, nu știu ce să zic, dacă e adevărat sau nu, dar am știri aici, totuși, DNA spune că 27 de inculpați din dosarul permiselor de la Suceava sunt trimiși în judecată pentru fapte de corupție, zice acolo. Să ștea pentru omologare și matricularea unor vehicule, da? 27, da? Și există încă un dosar privind fraudarea probei teoretice și asigurarea protecției în cazul unor activități de corupție. Ăsta e cel la care ne referim. Acolo erau trimise în judecată 35 de persoane. Dar știți cum e la DNA? V-am explicat și ieri. Deci e cu răbdare toată povestea asta. Ionut, salut, de unde suni? Bună ziua, domnul Striblea. Încep cu un oftat, pentru că e de oftat, într-adevăr, subiectul dumneavoastră de astăzi. Răspunsul este, din punctul meu de vedere, unul foarte simplu la toată chestia asta care o vorbiți dumneavoastră astăzi. Legile. Legile sunt foarte permisive cu astfel de oameni care înlesnesc obținerea unui permis de conducere, practic, unor neștiutori. Și sunt neștiutori din două cauze. Odată, omul a fost în școala de șoferi. Cum Dumnezeu a absolvit, a ajuns în examen, dacă el nu știe să scrie, să citească. Bună. Și a doua oară, în momentul în care, tu ai înlesnit chestia asta, eu aș trece fără nicio problemă la crimă. Pentru că omul ăla, săracul, i-a aruncat practic în jungla asta care se numește trafic în România. Eu, de 25 de ani, sunt pe drumuri, meseria mea e de așa natură, fac 400-500 de kilometri zi de zi și știți cum, domnul Striblea, îi vezi, efectiv, nu că este neștiutor, omul nu are nicio legătură cu traficul, deci îi vezi în trafic și sunt foarte mulți, din păcate. Vă spun, trec zi de zi pe lângă o mașină, două, pe lângă 100, nu știu pe lângă cine trec, vă spun sincer, mă strânge în spate. Sunt un om care, mă repet, fac 400-500 de kilometri pe zi și... Vă spun, eu aș încadra chestiunea asta la crimă. Legile sunt foarte, foarte permisive. La Argeș. Nici nu știu dacă faci cineva închisoare acolo pentru chestia aia. Ei, la Suceava, sunt la atâți ani, s-a și făcut închisoare, cred că au și ieșit. La Suceava sunt trimiși în judecată. Dar când ți s-a... Cât fac, domnul Striblea? Cât fac? Un an, doi? Sau poate deloc? Poate le dă cu suspendare?
Aici la șpagă încasată mi-e greu să cred că o să le dea cu suspendare. Nu știu, da. Să vă dau un exemplu. N-am auzit pe nimeni. Sau cum vă explicați dumneavoastră că un daltonist are permis, domnul Seze? Ce să facem? Nu știe să... Poate îi pune semaforul pe verticală, știi? Sus e roșu și jos e verde, nu? Mă înțelegeți? Da. Și mai e încă o chestie și cu asta închei. Părerea mea este că filiera e mult mai mare și este de foarte, foarte mult timp în România. Asta vreau să văd și eu la cazul ăsta. Că totuși i-au luat așa din timp, mulțumesc tare mult, Ionuț, i-au luat din timp, i-au văzut, i-au urmărit... Bă, oare numai la un instructor auto, adică era așa o fraudă din asta cu camere și gata, acolo se termină situația? Mesaj de la Costi. Am dat examen la Galați în 2004, când zicea mai devreme Mihai. Pentru că nu am dat bani la traseu, nu am luat prima dată. Abia a doua oară am luat, spune ascultătorul nostru. Poate că problema e în altă parte, ni se spune. Că am ajuns tot să considerăm că avem nevoie de mașină, oricât de nepricepuți am fi la șoferie, pentru că transportul în comun e jalnic și subfinanțat. Nu știu să zic dacă e așa. Oamenii chiar au nevoie de mașini în multe situații. Mă întreb dacă din ăștia care luau carnet nu erau cumva și profesioniști la 7500 de euro. Bogdan, salutare, de unde suni? Alo? Salut, Bogdan, de unde ne suni? Bună, din Germania vă sun acum. Din Germania. Da, eu am luat permisul în Spania, în Madrid, am luat permisul când eram tânăr și mă surprinde faptul că ascultătorul anterior a spus că sunt daltoniști care au permis. Eu sunt daltonist și în Spania nu era o problemă la data aia și nici acum nu cred că e o problemă. Dar cum faci să te orientezi? După poziția semaforului și noaptea, că noaptea e problemă, nu ziua, dacă ați observat, verdele este mult mai spre alb. N-am observat, da, sigur, acum... E cea mai deschisă culoare acolo și atunci, de ce nu mai este o problemă daltonismul? Dar te-au examinat, adică ai făcut control medical, ei știau că tu ai problema asta. Da, am făcut control medical la ochi, normal, nu, dar pe chestia asta nu am făcut control medical. Nu? Pe chestia cu datolism, nu, am făcut doar pe faptul că m-a pus la litere, m-a pus la un joc acolo, la ceva, mai multe chestii, dar și știau că sufer de treaba asta sau nici n-au verificat? Nu au verificat deloc, nu a fost o problemă, nu... Da, e sigur la volan, adică te întreb, uite, acum tu, un om cu experiență, matur, a trecut în condiții legale în Spania, poți să-ți dai seama și să spui aici, băi, e sigur la volan sau nu e sigur ce fac eu, că nu disting culorile? Da, desigur, desigur. Și oricum, daltoniștii niciodată nu se vor ghida după culori. Mă înțelege? Nu cred că este un daltonism. Pentru că cred că persoanele care nu sunt daltoniste, nu cred că înțeleg daltoniștii, dar noi niciodată nu ne ghidăm după culori, la nimica. Am înțeles. Înțelegeți? Okay. Nu, e alt fel de a te ghida. Da, mă gândesc că șpaga... m-a surprins foarte tare primul ascultător care a spus că el nu știa despre șpagă și despre chestiile astea, pentru că cumnatei mele, examinatorul pur și simplu i-a cerut să dea șpagă instructorul i-a cerut să dea șpagă la examinator, spunându-i, domnule, n-o să treci dacă nu dăm ceva. Asta unde deci, era și cât era șpaga asta? În Oradea, erau 500 de euro. Când? 500 de euro cam prin ce vreme așa? Vă pot spune acum 2 ani. 2 ani, 500 de euro. Și asta a fost așa de la început? Adică, măi, fată dragă, pregătește tu 500 de euro că oricum nu treci? Da, eu spus că trebuie să-i dea ceva pentru că nu trece. Totodată fata știa destul de bine să conduc. Adică eu nu cred că nu trecea examenul. Știa destul de bine. O emoționa foarte tare fata. Și-a luat pastile fata pentru că s-a emoționat foarte tare. Și chestii în astea. Și până la urmă a trebuit să dea bani ca să treacă. Că nu trecea pur și simplu. Nu, tot timpul îi găsau ceva.
tot timpul chestii astea, dar care pur și simplu... Știi de ce te cred? Că am un mesaj în față la 0728-3132. Zice așa: fiică mea a dat examen în februarie anul ăsta și i s-au cerut 300 de euro, fiți atenți, oameni buni. Deci cum s-a spus? 300 de euro taxă de bun simț, ca totul să meargă bine la oraș. Taxa este intermediată din instructori și, din câte am înțeles, majoritatea banilor ajung la șefii examinatorilor și la sponsorii politici ai acestora. Deci, ca și cazul tău, nu știu de unde ne-a sunat, ne-a scris domnul sau doamna cu pricina, deci aici s-au cerut 300 de euro, îi zice taxă de bun simț, că nu te prezinți ca prostul așa la examen, fără să dai ceva. Așa, ăștia sunt pentru aia care știu totuși ceva, la dumneata e 500 de euro, înțelegi. Da. Da, probabil, pentru că deci eu nu cred că fata până la urmă nu lua, dar i-a spus că o să e foarte greu, că și știți că durează vreo două luni în România ca să se programeze, de la un examen la altul, e destul de complicată și dacă chiar îți trebuie neapărat și ai nevoie, dai, ce să faci? A, tu spuneai că ți-ai luat permisul în Spania, am înțeles bine? Da, eu mi-am luat permisul în Spania. Da. Fii atent, acolo, între spanioli, cetățeni obișnuiți, între oameni, auzi vreodată discuția asta? Băi, mergem 300 de euro niște polițiști aici, luăm. Nu există așa, adică nu fac oamenii așa ceva, pentru că îți conștiente riscul care îl dă chestia asta. Nu cred că omul nu are etică, are morală, nu face așa ceva. Da, e bună observație. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Păi și atunci ce? Ne lipsește nouă etica și morala în statul ăsta? Suntem săraci, de aia suntem corupți? Care-i greșeala majoră? Adică spaniolul ăla de ce nu are? Că mă gândesc acolo unde e bogăția, un salariu de 2000 de euro, păi știu, și mai mulți bani de șpagă. Dar ăla nu vrea șpagă. Păi ce-o fi greșit în toată povestea asta? Alina, ce zici? Salutare! Salutare! Ce să zic? Eu sunt de la Suceava. Și din păcate, așa cum se zice, încă cu toate că au adus examinatori din alte părți, șpaga încă se dă. Eu am permis din 2007 și încă și atunci, deci mi-au cerut de la sală să plătesc, se dădea scris pe hârtie pe examenul, nu pe calculator, cum se dă acum. Și mi-au spus, deci am picat să fiu așa, am luat pix din al cincilea examen sala, pentru că mă picau. Și n-am vrut să dau șpagă în ruptul capului. Am zis că, băi, până la urmă să-mi merește unul să corecteze acolo, să pot să trec. Deci nu am dat absolut deloc. Dar... La oraș, după aia, la traseu, când a fost la fel, 50 de euro s-a cerut atunci pentru bun simț de trecere, la fel. N-am vrut să dau nimic. Și am trecut din prima, la oraș. Deci strângeau instructorii 50 de euro de bursă. Instructorii, exact. Instructorii strângeau. Cei care, cu care făceai orele de conducere. Ah. Ce... Deci în prezent se practică la fel. Dar de ce zici că în prezent se practică la fel? Ai auzit cazuri? Pentru sau? Că am o foarte bună prietenă de-a mea care... Tot așa, e foarte emotivă și pică la sală. Deși azi, la oraș, când merge pe traseu, se descurcă foarte bine. Dar la teorie, emoția respectivă și cu ceva probleme de ale ei care se cumulează, pică. Deci are 6 examene date picate pe sală. Da, picate și pe bune, adică nu și-a făcut pe punctă. Pe bune, da. Da. Okay. Da, exact. Și s-a spus acum că, na, hai că dacă dai... ceva, bă, iei și sala și iei și orașul și s-a cerut 1000 de euro. Pentru sală doar. Am înțeles. Să rezolvi odată problema asta. Cum ar fi, zice Mihai din Iași, ca unul dintre șoferii care obțin carnetul fraudulos să intre frontal într-o mașină cu persoana complice? Ne mirăm că nu intrăm în liberă circulație în Europa. Știi ce mă gândesc? Mă gândesc, Alina, așa, dar până la urmă, dacă prietena ta e o șoferiță bună și doar emotivă și nu și ia examenul, ar fi drept și corect să aibă carnet, că zici că se descurcă pe stradă? Sau examenul ăla e hotărător? Eu cred că și examenul e hotărător, pentru că, din punctul meu de vedere, acum stăm și punem emotiv, dacă ajungi să fii emotiv în sală, da? În prezența unui calculator care, practic, dai o grilă scrisă, ce te faci atunci când ești în trafic și vine unul într-o depășire și tu, în loc să calci frâna, calci accelerația?
Da, se poate întâmpla. Da? E un răspuns potrivit. Se poate întâmpla. Pe de altă parte, îți mulțumesc tare mult. Aș vrea să-l ascultați un pic pe omul acesta care, mă rog, a fost supus de poliție unui test ad hoc. E sub vocetare, nu învăța. Așa, deci ce scrii? Mână de aducere. Mână de aducere? Da. Așa, bun. Hai să-l mai dăm o dată, că bătă n-a înțeles toată lumea. Deci polițistul îi pune foaia în față și îi zice așa, hai, te rog, citește ce scrie acolo. Pe titlul foii ăleia e mandat de aducere, da? Și se întâmplă următorul lucru. El începe să citească pe litere. Este sub vocetare, nu învăța. Așa, deci ce scrii? Mână de aducere. Mână de aducere? Da. Așa, bun. Avem un cetățean analfabet care are carnet. Mă rog, oamenii ăștia l-au prins că a dat șpagă. Problema acum se pune așa. Ce faci cu toți acești analfabeți pe care societatea i-a lăsat în urmă, dar de care mai avem nevoie? Ei sunt analfabeți și ca urmare a conjuncturilor. Dar poate nu-s proști, poate nu-s tâmpiți, poate reușesc să se adapteze la lumea reală. Poate alt tip de examen? Poate îi obligi să mai treacă printr-o școală? Poate trebuie să gândim mai mult decât, cum să zic, aducerea acestor oameni în fața șpăgii. Mă gândesc la asta, la soluții sociale. O să revin asupra acestui subiect, dar e un lucru de gândire. Poate le trebuie alt tip de examen. Alin, salutare! De unde suni? Bună ziua! Bună ziua, Cătălin! Din Arad! Din Arad! M-a auzit, da? Da, 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 te ascultă. Apropo de ce, mă rog, cineva să ascultă mai înainte, n-am auzit foarte bine, dar vreau să vă spun o experiență proprie. În 2007 mi-am luat eu permisul, aveam un Logan pe vremea aceea și m-am trezit într-o dimineață într-un carambol de 4 mașini. Eu eram penultim în coloană, m-am luat din spate, m-a băgat în ala din față și așa mai departe. Persoana care m-a lovit pe mine din spate, o persoană de etnie romă, dar nu, asta e problema. Am ajuns la poliție, unde știți că da, trebuia să, pe vremea aia se mergea la, la rutiere, undeva acolo, la serviciu, unde trebuia să faci desenul pe, mă rog, ce s-a întâmplat. Nu, n-a fost în stare în jumătate de ore să-și completeze pagina lui cu... Și l-a întrebat, ce-i cu tine, omule? Păi eram, nu, deci vă dați seama, că eram de față acolo cu polițai, erau doi polițiști de serviciu, eram eu și celălalt pe care l-am lovit eu din fața mea, și ne uitam unul la altul, da, ne bubnea râsul, că nu era în stare să... Era analfabet, cum ar veni, nu știa să scrie. Și într-un final i-am zis, prietene, haide că noi nu avem toată ziua aici, vrei să te ajutăm? Ne-am uitat la polițist așa sugestiv, ne-a zis, ajutați, l-am ajutat, pe altfel suteam acolo jumate de zi. Adică cum l-ai ajutat? I-ai completat tu foaia? Da, i-am spus ce să scrie, da. Și nu l-ai întrebat și tu... Prietene, n-ai luat carnetul pe șpagă și cu cât? Nu l-am întrebat, sincer mi-am dat seama ce s-a întâmplat, avea permis de Ungaria, ca să ne înțelegem. Deci el era cetățean român, da, de etnie, cum am spus, cu permis obținut în Ungaria, a subliniat și polițistul, l-a mai întrebat dacă permisul de Ungaria, da. Fii atent, multă lume îmi scrie aici în mesaje că e o problemă acolo în comunitate. Știu că nu e frumos să zici, bă, că ăștia e mai mult sau că e etnia vinovată, nu. Dar s-ar putea să fie rata de analfabetism mult mai mare, din condiții pe care le știm. Și atunci... Și atunci, statul, tu ca stat ce faci? Știi că ai o problemă acolo... Te duci cumva, stai de vorbă cu comunitatea, o rezolvi și știu că mulți bărbați din etnie de la voi nu au școală, dar au carnete. Ia haideți un pic pe aici să vă mai învățăm câte ceva. Că sigur că altfel faci o vânătoare, dar uneori e mai bine să previi. Da. Asta totul e. Pleacă de la educație, că asta vreau să spun mai spre final, dar spun acum, totul pleacă de la educație și nu o să se poată schimba peste noapte din prima, dar
ceva trebuie făcut. Eu am, mă rog, am făcut și un liceu de profil, un profil unde am făcut și mecanică și am învățat motorul în 2 timp și în 4 timp și așa mai departe, clar, am învățat și regulile de circulație rutieră și tot. Dar ar trebui introdusă, părerea mea, educația rutieră în școli. Și eu am 2 copii, zilnic trec 2 treceri importante, mă rog, una este dirijată de poliția locală dimineața la școală, după care mă duc cu cel mare la liceu, unde este un bulevard cu 2 benzi pe sens, unde se circulă cu viteză și, Doamne ferește. Și tu îi duci. Ce am văzut povestea asta și în București. Așa se întâmplă. Da. Ce am mai vrut să vă spun, că să nu spunem că doar cei de etnie sau așa. Știu, vă mai spun 2 cazuri concrete unde știu apropiați de ai mei. Fost coleg de școală, semi-analfabet, un băiat extraordinar, muncitor, știe să conducă, are toată îndemânarea, conduce și utilaje mai mari și agricole și tot felul, dar nu era în stare să ia sala. Și ce a făcut? A dat. Uite, îmi scrie cineva aici. Vă dau un alt caz de un băiat foarte inteligent care are facultate, studii superioare, a luat sala din prima, ia sala cu maxim de 99 de ori din 100, dar să dea la oraș. Nu. Și la oraș cât a dat? Ca să treacă. Păi, dacă mi-aduc bine aminte, cred că 200 sau 300 de euro, nu mai mult. Dar... Mulțumesc mult. E de ajuns 200-300 de euro. De aici începe, de aici se fac canalele alea. Scrie cineva, toată strehaia are permis, ei sunt analfabeți. Iei sala și mergi la oraș, dacă nu e orașul, te programează după 3 luni. După care, 30-45 de zile cât a durat școala, ajungi la o jumătate de an. Dacă ai norocul să nu e orașul nici a doua oară, îți expiră școala. Școala care costă 2000 de lei. În aceste condiții, polițistul te împinge spre a da șpagă. Nicolae, salut, bine ai venit! Bună ziua, am onoarea să vă salut! Chestia asta cu poliția are foarte, foarte multe lacune. În primul rând, educație rutieră în ceea ce privește instruirea elevilor. Pe la televiziuni, să zicem așa, de câteva luni am văzut niște postări, nu faceți, nu treceți, asigurați-vă, chestiuni de genul ăsta. Pe la trecerile de pietoni, mă auziți? Da, vă ascult. Da, pe la trecerile de pietoni sunt foarte mulți, foarte mulți cetățeni care confundă trecerea de pieton cu trotuarul. Așa. Ok, da, sunt de acord, dar... Da, terți polițiști stă undeva la pândă și hop, stai așa că nu i-ai dat, era la pe trotuar și cetățeanul și nu i-ai dat prioritate. Păi ce să-i fac, dumne, să-l iau de mânuță, să-l trec strada și după aia să mă urc la volan să plec? Nu? Deci, poliția rutieră, în primul rând, nici agenții lor nu sunt pregătiți. Pentru că sunt foarte mulți care nu știu legea. Dacă vă dau un exemplu, cred că o să râdeți. Acum 2 ani și ceva de zile, eu lucrez la, printre altele, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine. Așa, și în timpul pandemiei m-a trimis la Brăila pentru să aduc niște produse sanguine. Bun. La ieșire din vizirul, aproximativ 20 de metri, stătea pitită o mașină a poliției. Bun. Stai așa, zice că ai 72 de kilometri la oră. Dom'le, zic, eu transport produse sanguine. Uitați, am delegații, am mașina Ministerul Sănătății. Citiți legea 54, să vedeți ce scrie privind diminuarea pandemiilor, diminuarea situației de urgență, în care spune că toate instituțiile statului trebuie să-și aducă aportul în legătură cu diminuarea situației. Și concluzia? Concluzia este că mi-a făcut proces verbal, mi-a suspendat permisul pe 30 de zile. Bun, am făcut contestație la Brăila și sigur că am câștigat. Dar am fost și la comandantul, la șeful lor de la rutieră de la Brăila
Și a spus, domnule, ce ăștia sunt oameni? Ce să fac? Dacă fac 3 luni școală, 3 luni polițiștii? Școală fac. Da. Păi, da, știți cum? Dumneavoastră, v-am ascultat cu atenție, în 3 minute, da, așa. Dumneavoastră ați venit și a spus aici, bă, nu-i problemă cu România. Problema e odată cu poliția și, doi la mână, problema e cu pietonii. În rest, noi ăștia la alții care suntem pe aici pe șosele, da. În rest, da, ceilalți acum... care suntem pe aici, n-avem nicio treabă, n-avem, domnule, nicio vină. Pietonii care, da, se aruncă pe trecerea de pietoni, ca și cum, dacă facem o școală ca lumea de șoferi, nu putem bănui că un pieton să aruncă pe trecerea de pieton. Păi n-ai cum să vă... Sunt care fug, pur și simplu, da, fug pe foarte ușor să schimbi problema. Adică să spui, cine mă, nu-i de aștea țara care dă șpagă la carnete? Na. Nu e vorba de țara care dă șpagă la carnet. O secundă, că am un cumnat al meu care chiar are școală de șoferi. Din 1993 sau 94. Bun. Un elev când intră și vrea să se înscrie, să-mi spuneți clar. Întreabă, domne, cu o șpăguță, o chestie, nu există. Dacă vrei să înveți, rămâi la școală. Dacă nu vrei, poți să te duci în altă parte. Ideea este încă, adică ceea ce vreau să spun printre altele. Sunt terțe școli care sunt conduse, care proprietarii școlilor de șoferi au fost polițiști. Așa. Și colegii lor care sunt în funcție acum, și băi, colegul ia zi, ăla așa, dă o șpăguță, o ceva, o nu știu ce, bă, zice, e bun că a luat cu 25, a luat sala, dar zice, calcă și tu frâna când e pe undeva, la un sens giratoriu sau așa, și gata, zice așa. Dacă nu-i zic eu, dă-i bă 300-500 de euro acolo ca să poți să treacă. Dar mai sunt și unii elevi care sunt extrem de emotivi. Când vede polițistul în partea dreaptă, este gata, e pierdut aproape. Jumătate și atunci școala ce face? Păi școala ce face? Îl pică, obligat. Și mai face o dată școala, mai dă o dată 2000 de lei și tot așa. Bine, îți mulțumesc, așa. Încă o chestiune, vă rog. Foarte scurt, 10 secunde, e atât. Nu, deci de ce nu acceptă personal din afara sistemului, din afara Ministerului de Interne, ca examinator, cum sunt în toate țările astea? Nu știu, e o bună întrebare. Hai că întreb un examinator. Salut, Alin, bine ai venit. Bună ziua, Andrei este numele meu. Salut inițiativa voastră de a aborda acest subiect delicat, dar vedeți voi, ar trebui să-l redeschideți pe ăsta săptămânal, pentru că, uite, chiar acum mă uit pe stradă și sunt o grămadă de școli de șoferi, sunt o grămadă de centre din astea care ies cu cursanții în trafic, dar dacă e să mă întreb pe mine, din punctul meu de vedere, școlile astea și cu centrele astea nu mai au menirea de a-i forma și de a-i educa. Pentru că, uite, eu stau în dreapta lui, da? El trebuie să meargă cu mine o oră. Eu stau în dreapta lui. Vreau să zic că sunt bine pregătiți unii, sunt slab pregătiți majoritatea. Aia care sunt bine pregătiți nu au emoții, vorbim teorie, răspund corect la întrebări, mai conduc și bine. În schimb, aia cu emoții sunt aia care nu au deschis niciodată un manual, care nu au făcut mai mult de 2 ore de legislație, da? Nu au fost la centrele alea, și ăia sunt cei care încurajează, și ăia sunt cei care, de care și instructorii, da? De care și centrele se folosesc și profită de naivitatea lor. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Tu ca centru, tu ești chiar kilometru zero. Sau tu ca școală, ca institut, da? Ești. Ascultă-mă o secundă. În etica și în conduita unui elev, că el de 18 ani, că el de vrea să fie șofer profesionist, dar tu reprezinți, practic, tu ești începutul lui. Dacă tu începi cu stângul și nu-l chem la legislație și zici, bă, uite, nu-mi pornește azi camionul sau nu-mi pornește duba, bă, el la ce să facă? Să-l învețe taică-su să iasă cu el prin parcări? Nu, problema... Ascultă-mă o secundă. Scuze, de unde pornește treaba asta? Adică
Cine pune, domnule, presiune? Oamenii ăștia care nu știu carte, nu vor să învețe leelene și vor permise ușor? Eu nu-i arăt cu degetul. Nu, stai un pic. Contribuie, da. Sau vine din partea aia altă oferta sistemului care îți spune, prieteni, e mai ușor așa. Dați banul și o rezolvăm, nu mai are nimeni bătăie de cap. Hai să zic, uite cum mai procedez eu, da? Eu sunt un tânăr, da? Care fac chestia asta și o fac pentru că vreau să mă întrețin, am o familie, dar vreau să o fac corect. Pentru de ce zic chestia asta? Am un copil, da? Ăsta o să facă și el 18 ani. Eu nu am curajul să-l trimit. Uite, eu examinez instructori. Care vor să devină instructori? Omule, nu sunt în stare să deschidă gura, nu sunt în stare să-ți explice o intrare într-un sens giratoriu. Ei, cum poate ăla să profeseze? Nu. Și pici. Ești de acord cu mine? Bă, ăștia-i pici. Bă, da. Asta e. Îmi pare rău. Se pare că emoțiile tale sunt mai mari decât emoțiile elevului, da? Nu pot. Mai încercăm data viitoare. Bun. Ești sunat după aia. Bă, dar de ce l-ai picat pe ăla? Că l-ai un bun. O fi bun în alt domeniu. Cum pot eu etic, în fața copilului meu, când o face eu la 18 ani, să-l trimit la instructorul ăsta? Cum pot eu să fac treaba? Ei, imaginează-ți. Mai sunt câțiva colegi buni ca mine, da? Sunt sunați zilnic. Bă, nu era bine cu ăla, că uite, a fost un bun și e ok, că a avut azi puține emoții. Și dacă stai să-i explici la telefon, bă, dar emoțiile astea nu și-aveau rostul acolo. Eu sunt om bun, eu nu sunt acolo să-i dau un cap. Eu sunt să evaluez cunoștințele minime. Dar, din păcate, mulți nu le au. Păcate, îl pui pe fișa de examinare. Te rog, nume, prenume. E greu să cred că emoțiile... După ce a terminat de scris prenumele, își scutură mâna și zic, ce ai, frate, ai obosit? Păi, mă, ăștia nu știu să țină un pix în mână. Ăștia sunt cei care încurajează și fac echipă bună cu ăștia care au centrele și școlile. Mi-e greu să cred că doar emoțiile. Asta vreau să zic, că nu-i vorba doar de emoții. E vorba și de multă nenorocire și nesimțire și scurtături și toată viața învățată ca să facă numai pe din dos. Că e mai simplu. Păi poate e greu examenul. De educație, dar treaba asta trebuie plecată, nu știu, de la minim 14 ani. Adică pe la liceu se mai introduce o oră. E o societate... Îți mulțumesc tare mult. O să luăm publicitatea acum, prelungim această emisiune, dar e o societate în care scurtăturile sunt învățate prea devreme. De la școală, de la liceu, la facultate, televizorul, toată lumea îți arată, băi, nu trebuie să faci tocmai bine, merge și așa. E o societate în care ai, dacă ai DNA, îl desfințezi, pe care ăla care muncește și serios, te uiți strâm la el, ce-i bă cu tine. E o societate care nu se gândește mult la viața celorlalți și, de fapt, de aici încep marele probleme. Hai să luăm publicitate. Dan, Mihai, știu că sunteți acolo. Revenim în 2 minute la România în direct. România în direct la Europa FM.
România în direct la Europa FM. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și celor care vă ascultă. Fac parte din cei care vă ascultă aproape zilnic. Subiectul ăsta al circulației probabil că ar lua o jumătate de an de discuții și în final că nu se schimbe nimic. Legat de un alt caz de să zicem, mită și altfel de a obține permisul, bineînțeles a apărut din nou pentru că nu s-a schimbat nimic de la ultimul și totuși nimeni nu vrea să facă nimic. De ce spun asta? Pentru că cei care ar fi trebuit să facă ceva nu vor să facă. Asta se vede cum în fiecare domeniu. Nu știu, dar aici cine te aștepți? Uite, polițiștii și-au făcut treaba. Polițiștii zic așa, băi, prietene, după 4 ani l-am prins pe unul care monta o cameră și le sufla unor analfabeți rezultatele la povestea asta. Adică, ce să facă? Poliția și-a făcut treaba. Aici de ce să mai acuză autoritățile când eu văd din toată emisiunea asta că acel cancer e la nivelul cursanților, al instructorilor, al examinatorilor, a unor polițiști? Da, aici văd eu că sunt niște rețele. Vina nu este la cei care încearcă, este la cei care acceptă. Dar de ce? Ia asta, stai un pic. De ce nu la cei care încearcă? Dacă tu ai 20 de ani. Cum? Că sunt? Cum? Categoria românilor descurcăreți, care totdeauna caută o altă soluție. Ei nu au copii? Ba da, dar nu le pasă. Am înțeles. Păi și tu când te duci la examen să dai șpagă, nu te gândești că mai sunt 100 care dau șpagă și pot să-ți omoare copilul? Păi probabil că nu și fac parte din aceeași categorie care după ce au luat permisul devin zmei. Nu mai respectă nicio regulă pentru că ei deja s-au rezolvat problema odată și sunt convinși că o vor rezolva și de ori câte ori va fi nevoie. Sunt cei care nu respectă reguli, nu respectă ceilalți participanți la trafic și chestia asta s-a propagat în absolut toate domeniile, nu numai în circulație. Ai văzut? Da. Eu aici nu aș duce repede să dau cu bâta în autorități. Sigur că au și ele partea lor de vină, dar eu astăzi vreau să văd și chestiunea asta și vreau să le spun tuturor oamenilor. Aveți grijă de copiii altora, cum ai grijă de copiii tăi? Și dacă aveți în familie, dă din ăștia, copii, fiice, eu știu, frați, surori, care și-au dat carnetul cu șpagă, nu e nimic de aplaudat. Luați-l deoparte și spuneți-i, Vasilică, trezește-te, mă! Dați-i două palme peste cap. Nu, asta este într-o altă țară, nu la noi. Cum la noi? Dar ce la noi nu sunt oameni sănătoși la cap în țara asta? Nu-l vede măsa, nu-l vede soră sa? Sunt, dar sunt marginalizați cei care vor să aibă o viață normală și civilizată și sunt acceptați cei care oferă. Deci problema revine, nu e a celor care oferă, e a celor care acceptă. Pentru că dacă cei care trebuiau să-i verifice pe respectivii polițiști ar fi făcut treaba, atunci nici respectivii polițiști nu ar mai fi acceptat mită pentru că le-ar fi fost frică pentru ei, pentru libertatea lor sau pentru locul lor. Uite, asta e altă discuție. Nu le e frică. A fost desfințat Piteștiul, păi a fost desfințat Suceava. S-au făcut procese, s-au dat ani de pușcărie. Mă, cum nu ți-e frică? A fost desfințat, a picat cine a trebuit, n-a picat cine s-a întâmplat. Da. A picat numai cine a trebuit. Fii și ăsta un răspuns. Nu s-a desfințat nimic. N-ați observat ce a zis o ascultătoare mai devreme? Că totul e în continuare așa cum a fost cu alți oameni? E ceva greu de crezut, dar nu se vrea o schimbare, pentru că tot așa de bine nu se vrea nici a fi luate în considerare camerele de bord. Oare de ce? Cum nu se vrea a fi luat în considerare un apel către 112 sau către oricare altcineva că unul a aruncat mizerie din mașină, la noi probabil că îi pufnește râsul dacă suni și spui o chestie de genul ăsta. Toate astea fac parte din civilizație, civilizație la care noi probabil că nu vom ajunge niciodată, pentru că unii nu vor să o aibă. Da, îți mulțumesc. Primesc un mesaj din Franța, nu-l înțeleg, poate îmi dai lămuriri. Bună ziua, vreau să vă spun că nu mă miră acest lucru. Eu locuiesc în Franța, în zona Parisului. Am cunoștințe care în România nu au reușit să treacă examenul teoretic și au făcut permisul în Franța, 2500 de euro și nici nu au trebuit să se prezinte la examen.
și cu 5.000-6.000 de euro poți obține toate categoriile foarte ușor, după aceea schimbi în țară permisul. Adică ce vrei să-mi spui? Că să dăși pagă la fel în Franța? Există rețea în poliția franceză sau unde dau ei examenul să vă dea asta? Aș aștepta o lămurire. Parchetul ar trebui să cerceteze ce accidente rutiere mortale au fost făcute de șoferii cu carnet luat cu șpagă, iar cei implicați în aceste rețele să primească sancțiuni suplimentare în instanță, agravantă. Da, uite, asta e o idee bună. Mihai, salut! Bună ziua, bună ziua tuturor! Vedeți că eu nu vreau să contrazic pe nimeni decât pe cel care a fost din Galați, toți Mihai, și am să-i amintesc că în 98, când am dat eu examenul, pentru că nu am fost receptiv la sugestiile de șpagă, am dat de două ori. Prima oară am fost picat în fața unei treceri de cale ferată, că nu mai exista, era desfințată de 10 ani, erau sudate. Și a doua oară am dat cu un domn de la București, care la vremea aceea avea mobil, un penar uriaș. Și a fost înlocuit atunci un domn Vlad. Dacă nu-și mai amintesc domnul instructor, îi amintesc eu. După aia îi amintesc dosarul de la Tecuci, cu... Ce e dosarul de la Tecuci? Că nu știu despre ce. Care nu s-a mai finalizat. S-a clasat. A fost discutat recent, în ultimii ani, 2017-2018. Dar ce a fost așa acolo? Că nu mai știu că povestea e... Așa, cu permisie luate atenție la profesioniști pe șpagă. Și au scăpat, bine mersi, domnii de acolo. Unii mai și lucrează în continuare în DRP CIV sau SRP CIV sau cum se numește asta. Care DRP CIV, da. Nu știu, direcția... Așa. Examenele de profesionist sunt foarte dificile. Eu am dat. Am scris două ore în continuu. Am luat 18 din 20 și am aproape două facultăți. Și știu mecanică, știu fizică, știu bine. Da? Erau inclusiv întrebări de fizică. De exemplu, de câte ori crește forța centrifugă dacă viteza dublează. Serios, da? Vă zic că... Da, trebuie să desenezi frumos acolo forțele, să-ți dai seama că există cotangentul, tangentul, pătratul și așa mai departe. Problema e în felul următor. Tot la autorități deocamdată este problema. Gândiți-vă cum intră unul analfabet și completează fișa de examen în fața examinatorului. Atunci când dai la sală, da. Și nu-i numai numele și prenumele. Când dai la profesionist, trebuie să completezi diagrama. Cum? Nu vede că nu știe să scrie? Păi cum o completezi? Dar noi în continuare să dă diagrame. Deci, degeaba încercăm noi să dăm în oameni, or fi și unii oameni inconștienți, dar tot sistemul îi ajută să fie inconștienți. Cum? Unii? Dar uite, eu număr aici... E cineva care ia. Fii atent. Aici numără poliția 54 și zice, bă, pe ăștia 54 i-am dibuit noi. 54 nu-s puțini. Adică... Dar nici nu sunt relevanți în contextul unei țări de 20 de milioane, în care se întâmplă așa enormități grave, accidente grave pe șosele. Vă spun, okay. Luați declarații de avere. Înainte, în anii 2000, dacă întrebam un funcționar de Bărăsul care are o firmă, spunea, băi, nu mai spune, că nici până la gradul 4, dacă sunt funcționar public, n-am nevoie să aibă o rudă firmă. Astăzi nu mai e regula aia. Astăzi o să găsiți persoana angajată la RR, care are soțul școală de șofer profesioniști. Uitați-vă numai declarații de avere, sunt pe ani toate. Dacă nu și le pun ei pe instituție, sunt pe ani. Cu ce concluzie trebuie să plec din emisiunea asta? Concluzia este că trebuie efectiv făcută o grilă de verificare la tot, la procedura de examen, la cine ce deține, ce școală de șofer, dacă el este polițist sau este în sistemul ăsta, de exemplu RR-ul, care dă permisiile pentru profesioniști, văzut care sunt toate legăturile. Da? Toate legăturile. De acolo se creează. Nu vine nimeni să-și ceară șpagă, fie de pe stradă, că e frică. Aici există întotdeauna legături de rudenie, de interese, de prietenie, de cumetrie. Așa, și atunci, când oamenii vor ști că nu mai au unde să dea șpagă, nu vor mai da. Dacă dumneavoastră știți că ăsta e sistemul și știți că vă programează, cum spuneau cei dinainte, la 4 luni îngălați programarea, între sală și traseu. 4 luni la permis de categoria B. Păi atunci a zis, băi, eu trebuie să plec, trebuie să mă duc la facultate, trebuie să fac ceva, hai, asta e, dacă asta e regula, dacă asta e hora, joc. Dar dacă nu e asta hora, tu nu-ți permiți să joci altfel, că te râdă aia de pe margine, basar și cu securea la tine, nu? Vine poliția, te leagă. Mult. Mă lămurește cineva, sau încearcă să mă lămurească, cum e și treaba aia cu Franța, zice așa, șpaga e pentru România și transcrierea se face în Franța sau în oricare altă țară. Mă rog, experiențe diferite. În Franța nu există poliție la examen, îl poți trece mai multe locații. Soția mea a dat examenul teoretic într-un garaj auto care avea o cameră separată și acolo se ține examenul teoretic. Nici nu mai a venit să cred. Alin, tu o să închei România în direct de astăzi. E timpul unor concluzii.
Salut. Salut, Cătălin, salut. Ce vreau să zic? Eu nu cunosc cazuri de șpagă, prețul și așa la noi la Alba Iulia, dar ce văd în trafic, circulând zilnic cel puțin 6 de kilometri pe zi, la ce să ne așteptăm când vedem școli de șoferi în care instructorul stă pe telefon, citește ziarul, ajunge elevul într-o intersecție și nu știe ce să facă. Și atunci, la, okay, pe cuvânt, la ce să ne așteptăm în cazul ăsta? La ce și vedem? La ce vedem? Și apropo, iarăși, de instructor, eu am permisul din 95. Eu credem că am luat pâlm după cap de la instructor. Deci eu n-am dat spagă, am luat pâlm. Cu două lucruri m-a ajutat instructorul, atât mi-a zis. Ai 20 de ore de legislație rutieră școală, te bag în examen, în conducere, nu ai, nu te bag. Și al doilea lucru cu care m-a ajutat mi-a zis, când te-ai luat sala, nu te duci primul la mașină. Că pe parcursul zilei polițistul își pierde răbdarea. Atât m-a ajutat. Fără șpagă, fără nimic. Dar am învățat. Ce ai să le spui celor care au pus la punct acest sistem criminal, din punctul meu de vedere? În primul rând să se gândească, au și ei copii, au soții, au mame, au bunici. Doamne ferește, unul care i-a dat un plic, îi înrocește, îi omoară un membru al familiei. Mai poate închide ochii liniștit? Asta e cea mai bună întrebare. Tu ce crezi? Oare mai poate să închide ochii liniștit? Nu știu, dar ne merită soarta de multe ori. Nu-ți pare că da? Da, da. Și mie îmi pare că da. Mie mi se pare că mulți dintre ei dorm liniștiți. Când tu ai capacitatea să furi atâtea luni în șir, îți mulțumesc, Alin, când ai capacitatea să furi atâția ani în șir, mi se pare că dormi liniștit. Nu mi se pare că ai traume de conștiință. Poate că te-ar durea dacă ar fi copilul tău, soția ta, mama ta, dar mi se pare că de acolo încolo, așa, legăturile sunt vaci. E, a fost ghinion. Oare s-o fi întâmplat vreunuia dintre ăștia să vadă un nenorocit din ăsta care ia carnetul pe șpagă și să-l vadă după aia făcând un accident? Mi s-o fi întâmplat polițistului sau instructorului care a dat carnetul așa să se gândească? Oare duce cineva povara asta pe suflet? Stau să mă întreb. Eu cred că e un cumul de factori. Cred că e o dorință neostoită a oamenilor din România, multora, lipsă de educație și analfabeți și analfabeți funcțional, să treacă, să facă repede, să aibă și ei carnet, să aibă mașina aia care este statutul societății românești. Să-ți iei o mașină, dacă se poate, cu 200 de cai putere, 300 de cai putere. Să scrie pe ea nemțește așa, să te dai tare cu ea, să arăți tu cine ești celorlalți. Să fii mai sus decât ei, cu o treaptă și cu viața lor. Cred că sunt mulți dintre ăștia. Și la fel că sunt mulți dintre ăștia alți care pe sărăcie, sigur, cu salarii proaste în poliția asta, mâine, apropo, o să fie un meeting, să bucură și zic, lasă-mă, ce se poate întâmpla? Și dacă omoară, ce omoară pe ai mei? A, nu e. A, să că iau odată și după ce iei odată, te prinde malaxorul ăsta, te uiți în jurul tău, e corupție și zici, bă, da, toată lumea e fi mai prost, nu-i vezi pe ăștia, că își fac case, vile, eu stau aici în sărăcie. Până la urmă, ce contează? Și uite așa, călcăm pe fiecare viață și la un moment dat ți-ți face scârbă de România și zici, bă, vreau să plec aici, să moare pe șosele, nu se poate rezolva. Păi cum să se poată rezolva dacă noi nu tranzacționăm carnete? Noi tranzacționăm vieți aici. Tranzacționăm viețile copiilor noștri cu credința că mie nu mi se poate întâmpla. Plecați cu acest gând în minte. Că ești păgar, că ești polițist, că ești instructor, că ești om de treabă în situația asta. Ai grijă de copiii celorlalți. Cum ai vrea să aibă ceilalți grijă de copiii tăi? Gândește-te în fiecare zi. Că de câte ori faci treaba asta, poate să moară cineva și nu știi cât de aproape sau cât de departe o să lovească mașina aia. Gândește-te la asta câteva secunde, câteva minute pe zi. Îți fie un pic frică, nu că vine să te aresteze, că și pușcăria aia vine și trece. Dar moartea aia nu mai vine și nu mai trece niciodată. Da? Dacă vine, nu mai trece niciodată. Asta e România în direct de astăzi. Mâine-i meeting aici în București, o să vorbim despre asta. Sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.